Haideți cu bună înțelegere. Ziua națională este un prilej de simțire a memoriei tuturor românilor care și-au dat viața pentru țară, pentru statul național independent și unitar al României. Anul acesta s-a împlinit 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial. În acest context, Softinia, auzi de softică, sunt mai aproape de aici. Da? Păi nu vezi de parte sub fraiere. Da? Da? Nu mai nici. Cine e în dreptul anului 2013 a fost declarat anul centenarului primului război mondial. Concept în cadrul țării... Iar am luat-o pe fetița, te-ai plecat, o țineam pe umăr. Ce i-au plăcut ei câinii, i-au plăcut cei mai tare. Din toate de fapt, da, că aveau niște câini pe tancul. Da, niște câini. Da, i-a plăcut ei cel mai mult. Bine, că are 8-9 ani. Din punctului de-al doilea război mondial. Totodată aducem și o somajă de recunoștință eroilor văzut la datorie în teatrele de operație. Cât durează? O oră jumate? Mai mult? Mai puțin, mai puțin. O oră. În decembrie este simbolul unității naționale, al reconcilierii, al stăpânii eroilor care au luptat pentru vreme zile. Astăzi, ca și la 1918, armata este un factor de stabilitate important, respectat în societate. Viziunea ei este aceea, apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale, a unității și democrației constituționale ale României. Militarii români își apără țara de multe ori dincolo de frontierele ei. Ei sunt adevărați ambasadori ai țării, în numele căreia contribuie alături de armatele aliate și partenere la efortul global de securitate. Dispozitivul de defilare este constituit din blocuri separate, organizate pe detașamente, cu trupe și tehnică ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Român de Informații. De asemenea, participă la parada din 1 decembrie Asociația Tradiția Militară, membră a Uniunii Europene a Asociațiilor Istorico-Militare. Și la parada din acest an, comunicațiile sunt asigurate de structurile de comunicații și informatică ale Ministerului Apărării Naționale și de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Detașament pe barier! Detașament pe drept! Pentru defilat! Cu onorul spre dreapta! Înainte! Marș! Doamnelor și domnilor, comandantul paradei este generalul locotenent Adrian Tonea, locuitor în dreptului statului major general. Generalul Tonea are o carieră militară de excepție, dar lungul căreia a fost primit cu o plan de primite de oameni, alături de care a fost primit de oameni. Iar acest lucru care a fost care a Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Thank you.